Neața tuturor, neața Alexandra, dacă aveți planuri bine puse la punct, acum ar fi momentul să le lansați. Berbec, aveți șanse de reușită dacă vă stăpâniți impulsivitatea și dați o vadă de răbdare. Vă sfătuim să nu neglijați odihna. Taur, din cauza dificultăților financiare, nu vă simțiți în largul dumneavoastră. Evitați discuțiile în contradictoriu pentru că se poate ajunge la certuri. Gemeni, s-ar putea să vă certați cu partenerul de viață pentru că refuzați să mergeți în vizită la rude. Se pare că nu aveți succes niciun afaceri. Rac, schimbările de la locul de muncă vă nemulțumesc. Vă recomandăm să vă stăpâniți nervozitatea pentru că riscați să complicați situația și mai mult. Leu, aveți ocazia să rezolvați o problemă sentimentală cu ajutorul unei rude mai în vârstă. Pentru aceasta trebuie să aveți încredere și să vă temperați orgoliul. Fecioară, sunteți într-o formă intelectuală foarte bună care vă influențează favorabil relațiile cu cei din jur. Aveți succes în societate și în afaceri. Sunt șanse ca o femeie să vă propună o colaborare pe termen lung. Balanță. Nici nu ați terminat bine o lucrare importantă și deja vă gândiți să începeți alta, spre nemulțumirea întregii familii. Vă sfătuim să nu exagerați cu munca, acordați-le mai multă atenție celor din jur. Scorpion, s-ar putea să ratați un obiectiv important și să deveniți irascibil. Vă sfătuim să nu vă descărcați nervii pe familie. Mai bine căutați cauzele eșecului. Săgetător, este posibil să aveți mici divergențe cu partenerul de viață care vă reproșează lipsa de afectivitate și că acordați afacerilor mai multă importanță. Vă sfătuim să nu neglijați odihna și relaxarea. Capricorn, aveți sentimentul că un partener de afaceri încearcă să vă tragă pe sfoară și sunteți pus pe ceartă. Vă sfătuim să discutați calm până lămuriți situația. Vărsător, vă confruntați cu dificultăți pe plan sentimental și sunteți nevoiți să luați o decizie importantă. Este o zi favorabilă planurilor de viitor, evitați și speculațiile. Pești, s-ar putea să plecați într-o călătorie, puteți fi optimist, totul va decurge conform planurilor. Relațiile cu prietenii sunt foarte bune. Eu vă doresc o zi minunată, pe mâine!